Întrerupem programul pentru o știre de ultimă oră. După ani de experiență, un grup de cercetători români a descoperit formula alcoolului non-alcoolic. Dacă formula se regăsește și în experimentul chimic, aplicațiile la scară mondială vor fi practic nelimitate. Dau legătura corespondentului nostru special, care se află alături de cei doi cercetători. Beatrice, ai legătura. Mulțumesc, Gabriel, am preluat legătura. Mă aflu la Institutul pentru Cercetări Alcoolice. Alături de mine se află cei doi oameni de știință români, autorii acestei descoperiri epocale. După 20 de ani de eforturi susținute, în urma unei experiențe realizate în acest laborator, ei au descoperit alcoolul non-alcoolic. Încă nu sunt cunoscute implicațiile acestui rezultat la nivelul descoperirilor din domeniul chimiei. Dacă se confirmă așteptările specialiștilor, nu ar fi exclus un premiu Nobel. Îmi place vinul sec, îmi place să petrec la băutură, să mă întrec, sunt ciumec. Beau până mor și am să mor, că n-am măsură. Pot să mă salvez dacă mă coși la gură. Am vocație, sunt ca Terminator 2 în aplicație, bodega, locul cel mai drag și unde venă, ba. Caut fericirea într-o cană de fetească, cineva să mă oprească, numai să îndrăznească. La orice chef sunt strateg, înțeleg practica, practica. Totu-i practica, practica. Alcoolul ies de viață și viața e alcool. Din zor până noapte trăim în pericol. Alcoolul ies de viață și viața e alcool. Din zor până noapte pericol. Alcoolul ies de viață și viața e alcool. Din zor până noapte trăim în pericol. Alcoolul ies de viață și viața e alcool. Din zor până noapte pericol. Pot fi vindecat prin împușcare. Frații de pahar mă înțeleg, bagă bani. Frații are bucurie la gingie. Să fie 1000 pahare pe datorie, fără număr. Pulpa de patoană face show, un mega show. Și noi cu băieții admirăm bereții. Fie fără dubii fac pendă. Fug de datorie, dau clapa permanentă. Alcoolul ies de viață și viața e alcool. Din zor până noapte trăim în pericol. Alcoolul ies de viață și viața e alcool. Din zor până noapte. Auzi cu plăceți evitori, bulgați. Reacțiile politice nu au întârziat să apară. Oameni de marcă din piața politică românească își susțin cu fermitate convingerile. Din piața Parlamentului transmite corespondentul nostru special, Beatrice, ai legătură. Mulțumesc, Gabriela, am preluat legătura. Sunt alături de doi reprezentanți ai Partidului Sticla de Fier. Domnule senator, ce ne puteți spune despre acest fenomen? Partidul nostru, de curând înființat, militează pentru introducerea pe piața românească a recipientului de metal. Pentru un mușchi bine dezvoltat. Vagabondul natural, din familie sunt un fel de sfânt, dau noroc și până la fund. Am un singur viciu, deliciu personal. Berea de la toacă în cană de metal. Nimic mai normal, zic, nu mă complic. Mă ridic dacă pot, când pot, nu pot. Fac la fica peste program. Sticla să fi fost de fier. Ce brand aveam. Fenomenul va evolua și va marca profund întreaga societate. Beatrice, să ai legătură. Sunt alături de doi demonstranți. Ce părere aveți despre acest fenomen? Noi milităm în favoarea Partidului Sticla de Fier. Îi susținem din tot sufletul. E un lucru bun pentru noi. Da. Dorim ca, după cum se vede pe aceste cartoane, casa să fie casă, masa să fie masă și alcoolul să fie alcool. 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 A sunat ceasul.